Ia uite aici, ce? Apoi nu v-am spus că avem ceva de vorbit? Haideți odată. Am pregătit și prânzul, o vin și Adela. Hai, veniți odată. Ce vrei, mițule, de la viața mea? Ce arde, bă, băiatule? Ce vrei să zici ceva? Pare că n-au fost degeaba. Mitu și Cunuții au aflat că Traian vrea să îți prezinte fata. Așa că au profitat de faptul că a dispărut și le-au schimbat. Și Andreea... Am făcut teste ADN. Da. Dar au schimbat probele. Crede-mă, nu ți-aș fi zis dacă n-aș fi fost sigur. Dar am vorbit cu doctorul de la IML. Doctorul cumpărat de Andreea și Nuții ca să schimbe probele. Testul teoretic a fost corect. Numai că sângele nu era al tău, era al lui Mitu. Nu pot să cred. Cum au putut să fac așa ceva? Deci am ținut în casă o străină în timp ce fata mea era la doi pași. Adela știe? Nu. M-a văzut de câteva săptămâni tulburată, mi-a fost frică să-i spun. O cunoști, știi cât e de sensibilă, nu știu cum ar putea reacționa. Mai ales că e vorba de Mitu. Adevărat. Ca să înțeleg și tu ce a fost la sufletul meu să crezi atâția ani pe una care nici măcar nu era sânge din sângele meu. Mama, tu nu ești fata mea. Poftim? Câteodată cred că mama nu mă iubește deloc. Ce rău e în fata ta, dar nu asculta. Nu știe ce spune câteodată. La noi, în familie, până și iubirea împărțim. Cum adică? Mereu am avut senzația că tata ține mai mult la mine și mama la ea.
asta e fata lui Paul Andronic. Locul tău e lângă Paul Andronic. E un om așa de deosebit. Să nu uiți asta. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu suntem rivale, nu e o competiție. Suntem surori. Ce e al meu e și al tău. Am ceva pentru tine. E un dar. E de la bunica? De familie.